pot să cred așa ceva! Nu pot să cred așa ceva! Vă salut, fraților, și bine ați venit la un video cu totul special pe acest canal. Primul clip în care îl implicăm pentru prima dată pe regele fotbalului românesc, Gheorghe Hagi. Așadar, vreau să văd susținerea voastră acolo. Dacă iubiți această serie în care vizităm jucători, vreau să strângem la acest video peste 7000 de like-uri. Din punctul meu de vedere, pentru Gheorghe Hagi ar merita și peste 10000 de like-uri chiar. Și nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe, deoarece ne aflăm la 500 de abonați distanță să reușim cei 195.000 de abonați. Și acest video este special pentru acest număr de abonați, aș zice. Și dacă tot ne-am chinuit noi atât să ne pice Gheorghe Hagi în FIFA și să mergem să-l vizităm, nu ne-a picat din păcate pe niciun live, așa că pentru videoul de astăzi i-am creat un card în viața reală cu stațurile pe care eu le-am considerat că le merită, un card ediție Moments World Cup din perioada când Gheorghe Hagi strălucea la Cupa Mondială și voi merge la meciul dintre FCSB și Farul Constanța. Voi sta jos pe teren lângă Gheorghe Hagi, iar la final de meci, Doamne ajută să nu fie prea supărat, îi voi oferi acest card care este unul dintre cele mai mari carduri de FIFA din România, produs de cei de la FIFA Nation. Și dacă vreți chiar și voi să vă creați un asemenea card și să vă cumpărați, găsiți linkul lor în descriere, unde aveți o grămadă de carduri speciale pe care le puteți personaliza. Mai mult de atât, puteți cumpăra și mini carduri ca acestea pe care le vedeți, plus multe alte surprize la prețuri accesibile pentru toată lumea. Așadar, mergeți chiar acum în descriere, uitați-vă pe site-ul lor, iar eu în acest moment spun Start Challenge și voi pleca chiar acum către Național Arena. Bum! Mergem spre stadion și uitați-vă pe cine am în dreapta mea, îl vedeți, da? Ne auzim direct de pe teren. Fraților, suntem direct aici pe teren cu cardul lui Gheorghe Hagi. Acesta este cardul pe care l-am creat. El are 90 rating de obicei, dar l-am făcut de 95 acolo, cu 92 pace, 95 shooting, 96 passing. Știm cu toții ce pasator a fost Gheorghe Hagi și chiar și acum, dacă îl punem să dea câteva pase, eu zic că tot la fel de bine se descurcă. 94 dribbling, 52 defense și 72 physical. Așadar, așa ar fi trebuit să arate cardul lui Gheorghe Hagi în jocul FIFA. Urmează să intre băieții să se încălzească și cei de la Farul Constanța. Avem în spate jucătorii de la FCSB și urmează să vedem când vine Gheorghe Hagi și o să-l dau după meci. Doamne ajută cu un egal, zic eu, ca să fie toată lumea mulțumită. Hai că vin băieții la noi. Mamă, zici că vin să mă bată? Ia uitați-vă cum vin spre mine. În acest moment intră jucătorii de la Farul. Mamă, ia uitați câți au venit de la Farul, acum i-am văzut. Deci nu-i văzusem până acum. Acum i-am văzut. Mamă, uitați-vă câți au venit. Și momentan ușor, ușor se umple și peluza celor de la Steaua. În acest moment, fix lângă noi, Gheorghe Hagi. Jucătorul icon pentru care am venit. Toată lumea, uitați-vă cum s-a dus la el. Toată lumea îl pozează. Centru atenție, Gheorghe Hagi, și noi fix aici, fața lui, iar în spate urmează să intre ambele echipe. Hai să vedem. Pregătiți aici frumos, începe meciul FCSB Farul Constanța. Bă, și eu zic 2-2 că se termină. Asta e pronosticul meu, 2-2 sau 1-1. Sper să se marcheze goluri și toată lumea să fie fericită. Capitanii Larie și Darius Solaru. Hai să vedem cum joacă. Dă-mi aia, Darius, dă-mi mie. În acest moment suntem în fața peluzei celor de la Farul Constanța. Iar stadionul se prezintă superb față de meciul de la Petrolul Ploiești. Deci știm foarte bine ce stadion a fost acolo și cum s-a prezentat gazonul. Uitați-vă cât de bine se prezintă aici pe Național Arena. Nici nu zici ca nici.
e Tavi. Bravo, Tavi. Wow! Ce paradă, Târnovan. Wow, cât de frumos, Tavi. Frumos, bravo, Larie, bravo. Hai să vedem, Tavi. Wow, bine, Tavi. Neymar. Neymar. Șutul lui Neymar. Nope. Wow. Mamă, mamă, bravo, Darius, bravo. Wow. Ei, ciuma, racheta acolo. Mamă, ce ocazie, Tavi. Cea mai mare ocazie a meciului, fraților, Tavi cu toată poarta în față, șut milimetric pe lângă bară. Wow! Wow! Mamă, riscant! Și avem prima schimbare de la farul Constanța, vedem și pe Gică Hagi acolo, dând ultimele indicații jucătorului, iese Kiki. Iese Kiki, Borza, intră Borza. Jucător bun, Borza, hai să vedem. Mamă, ce pasă, Ali Bek! Superbă! Oh! Oh, haide-mă, haide-mă, de-aia să vezi. Ci! Mamă, gol turcesc! Vai de capul meu! Sunt convins că toată zona asta VIP a văzut gol direct, gol turcesc dat acolo de aici, ma! Bă, fraților, nu nimeresc poarta, efectiv, trei șuturi date pe lângă poartă. Ia uite-mă, s-au dat cap în cap! Mamă, s-au dat cap în cap! Aolo, pericol, pericol! Wow, ce ocazie! Mamă, ce-a luat-o Tavi! Mamă, ce a făcut Tavi! Hai, Tavi! Bine, Tavi! Aolo, bravo, bă, Tavi, bă, bravo! Denis, cum te-am învățat pe video? Ai văzut ce gol ai dat la mine pe clip, da? La fel ca pe ultimul videoclip, te rog! Nu pot să cred așa ceva. Aolo, Dean Sorescu, Dean Sorescu. Mamă, din nou ratare, incredibil, Dean Sorescu. Prea multe ratări. Se termină prima repriză 0-0. Foarte multe ocazii pentru Steaua acolo, atât din partea lui Dean Sorescu, cât și din partea lui Tavi. Și în fața noastră, peluza marină. Vreau să le arăt cardul lui Hagi, să vedem dacă reacționează. That's a fact. Oh! Super gol după dribling lui Florinel Coman. Și uitați-vă ce e aici. E bunie, tată. Chiar vorbeam acum că mereu când am stat la poarta asta, mereu s-au dat golul. Și iată că prima fază, direct gol. Lovitură liberă din nou pentru Farul. Să sperăm că nu vor bate la fel ca în prima repriză. O schemă eșuată în prima repriză, hai cu ușul la poartă! Wow! Doamne, ce gol, Denis Ali Bek! Dumnezeule, ce gol! Doamne, ce gol a dat Denis Ali Bek! Bă, se vede că a filmat cu mine, fraților! Deci se vede că a filmat cu mine, eu l-am învățat să dea așa, voi știți asta, așa trebuia să dea și prima repriză, fix la fel. Oh! Penal! Dumnezeule! Dumnezeule! Mamă, cum se vede, nu cred cât de tare! Bravo, băieți! 2-1!
fix aici lângă băieți, forță! Mamă, cât de fain s-a văzut! Prea frumoasă senzația, frate! A few moments later. Gol anulat, fraților. 2 la 1. Nu este gol. Oh! Mamă! Mamă cum s-au lovit. Efectiv Hagi nervos rău de tot. Cred că îi dăm cardul data viitoare, că e prea nervos. Trecem 320 de spectatori și mai sunt 5 minute până la final. Mamă, lovitura liberă, iar a 4-a, 5-a. Mamă, Daua ce-a greșit, Daua acolo. Mamă! Roșu direct pentru Daua, ce foază! Wow! Și este gol incredibil! Gol incredibil, Hagi se bucură aici. Și este gol în ultimul minut, fabulos, îmi iese pronosticul. Fabulos, fraților, exact pronosticul pe care l-am zis. 2-2, Târnovanu ia galben și Poaru marchează în ultimul minut. Fabulos, 2-2 am zis toată ziua. Mamă, să nu uităm că Steaua e în 10. Nu pot să cred așa ceva. 3-2. Într-un singur minut Foarul dă două goluri. Nu se poate așa ceva. 3-2. Cred că pupă. O să pupe domnul Cică Hagicardul meu. Pentru challenge-ul meu e bine, recunosc. Dar dezastru total pentru Steaua. Daua îngroapă Steaua și sunt tare curios să zic că ne-a Gigi. Și cred că s-a terminat. Da, s-a terminat. Foarul câștigă. Fabulos, Foarul Constanța câștigă după ce Steaua a condus acolo. Chiar a avut și 3-1. Supărare mare, sunt și cu Dani aici. Davi marcase și el. Gol anulat. Asta este. Cei de la Farul se bucură. Și îl vedem acolo pe Gică Hagi. Gică Hagi frumos cu Alibec. I-a pus șapca pe cap la Alibec, nu cred. Cât de tare. Fraților, avem cardul pregătit. Sper să-l primească. E momentul potrivit să-l primească, zic eu. Hai să vedem dacă îl primește și dacă facem poză cu el. Direct aici pe teren și îl acceptă frumos. Chiar ați văzut, ne-a și răspuns. Haideți acolo cu un like, forță, și cu subscribe dacă v-a plăcut acest video. Haideți cu peste 7000 de like-uri, forță. Până data viitoare, fraților. Eu am fost Tudor, alături de Peluza Marina aici frumos. Și v-am spus.